pasiune pentru a face ca sentimentele dumneavoastră să fie reprezentate cât mai frumos, noi livrăm cu stil nu doar simple buchete, ci adăugăm și ingrediente magice pentru a primi rețeta unei surprize de neuitat. Cu siguranță, vă vom topi inima și vom pune un zâmbet pe față, transformându-vă ziua dintr-o oarecare într-una de neuitat. Bună seara! Eu mă numesc Victor, sunt la companie surpriză de la cei dragi. În această seară, am invitat dumneavoastră să vă dea seara mai deosebită, mai specială și un pic de neuitat. Cum credeți, cine sunt autorii surprizei din această seară, care cu gândul și cu sufletul ar fi vrut să fie la masa voastră de sărbătoare, dar din păcate nu au putut să vină? Este de-a mătușa dumneavoastră, care e mereu. Au fost cu dumneavoastră, dar de păcat nu au putut să vină. Prin intermediul nostru au hotărât să vă dăie acest bucet minunat de flori, să fiți așa mereu frumoasă, mirositoare, cum sunt florile primăverii. Așa să fiți dumneavoastră mereu. Adânci bătrânețe, tot așa să vă știm. Țineți acest. Sper frumos. Orice masă de sărbătoare ar fi o poziție mai bună, fac cu numire, așa o sticlă frumoasă. Și să fiți așa mereu și dumneavoastră ca ceapă mereasă. Și am un mesaj de felicitare din partea autorilor, dar pot să dau citire. Acum, ceva zile în urmă, vă modelam și imaginam, te vedeam mereasă. Cum ești aranjată, cum este zâmbetul tău, cum este zâmbetul tău, cum ți-ai ajuns ochii și eleganță, cu acoperiți cu boală, gingaș pe umeri. Dar știu pa mea nepoată. Astăzi, ai întrecut orice limită al imaginației mierii. Ești mai mult decât superbă. Ești foarte frumoasă. Ești frumoasă. Și în acest cuvânt se subînțelege că frumusețea lumii chiar există și tu faci parte din ea. Dragii noștri Marian, Mariana și Denis, astăzi ați unit un legământ strâns și întemeierea unei familii și a devenit un întreg. Ați legat destinele voastre pentru o viață înainte, mai frumoasă și plină cu curaj. Curaj de a afrunta greutățile vieții. Curaj de a iubi necondiționat. Curaj de a râde, curaj de a ceda, să aveți demnitate și să rămâneți fidel valorii voastre, să vă iubiți reciproc și să iubiți viața cu tot ce are de oferit și, vă uitați, și să nu uitați că undeva departe cineva vă iubește enorm și vă dorește toată fericirea din lume. Știu că este cea mai extraordinară zi pentru tine, însă din nefericire nu ți-am putut fi alături, dar știu că undeva, unde nu aș fi, îți dorim tot binele din lume și fericirea. Suntem cu gândul și cu sufletul alături de tine. De astăzi, sunteți un tot întreg, o familie. De azi, nu mai există eu și tu, doar numai noi. Noi vă dorim o casă de piatră plină de glasuri zglobii de copilași, multă stimă reciprocă, înțelegere în toate și multă, multă dragoste. Iar voi, dragi părinți, scump frate, iubită cumnată, vreau să vă zic aceste felicitări cu tot imensul meu de dor și infinită dragoste către voi. Sunteți norocoși și oameni demni de respect. Domnul să te binecuvânteze calea vieții să aibă mereu în faza sa. La nunta noastră am făcut un transfer bancar. Anul 365 de zile, cu noroc, sănătate și fericire, să le prelungiți cu dragoste și optimism. Să aveți multă sănătate într-un mulți ani fericiți. Și această mică urare vine de la noi din depărtare, de la mătușa Natasha și Vasile. Casa de piatră. La mulți ani! Dumneavoastră, am tot o mică surpriză din partea surorii, așa o șampanie pentru dumneavoastră. Și pentru dumneavoastră, din păcate, nu au putut să vină,
Vă doresc multă sănătate, fericire, să aveți numai bucurie de la aceștia. Copilașa dumneavoastră, la mulți ani și casă de capă vă dorim. Sărbătoare fericite mai departe, la mulți ani. Iar mireasa, spune, ce îi spune augurilor surprize din această seară, care îi împlinesc acum? Scumpă noastră amătoși, noi vrem foarte mult să-ți mulțumim pentru așa surpriză, nu m-am așteptat și mi-e pare de fapt că ai putut să fie alături. Și atunci m-am să-ți mulțumim. Iar, fratele, ce spune surorii? Vreau să mulțumesc foarte mult din suflet că se gândește mereu la noi și mi-a făcut așa surpriză plăcut și frumoasă și sper să ne întâlnim, să ne vedem. Campania o vieță împreună. Da, stau, mulțumesc. Întotdeauna mi face ceva special, ceva plăcut. Mi-ar fi foarte plăcut să fost alături de noi, dar, de păcate, așa e viața. Îi mulțumim foarte, foarte mult, că are grijă și nu uită. Încă o dată, la mulți ani și casă de casă. Fiecare dată, la fiecare surpriză, ne asumăm responsabilitatea să vă lăsăm plăcut surprinși și să vă asigurăm o bună dispoziție. Ne place să vă menținem zâmbetul pe buze, garantându-vă momente de neuitat.